Dar revenind la economie, aș zice, ar trebui să ne uităm fiecare are firme sau este angajat. Și ce interesează acum pe oameni din întrebări, văd, este, ok, ce se întâmplă cu viața mea mâine? Cum pun pâinea pe masă? Unu, în primul rând, firmele acum se uită să-și păstreze lichiditatea. Trebuie să-și păstreze lichiditatea, capacitatea de a-și plăti facturile de care nu poți scăpa. Facturile alea sunt oamenii pe care i-ai angajați și pe care nu vrei să-i pierzi sau nu poți să-i pierzi și îi trimiți ori în șomaș tehnic, ori nu, dar trebuie să-i plătești. Doi la mână, chiria pe care nu poți evita din motiv de forță majoră și alte lucruri de genul ăsta. Ca să faci asta, ca să faci lichiditate, va trebui în primul rând să tai costurile acolo unde poți și tot timpul costurile se taie de la cheltuielile alea discreționare, pe care până acum nu le credeai așa și pe care nici noi nu le credeam în viața personală. Știi, ala, când te duceai să ții nu știu ce haină de nu știu unde, ai văzut că acum poți trăi și fără ea. E, haina aia depinde de noi, trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi pe acolo pe unde muncim, freelancer sau nu, dacă suntem o cheltuială de lux sau o cheltuială necesară pentru clienții noștri. Noi ca oameni, noi ca angajați, ca freelancer, ca ce om fi, și vom descoperi foarte mulți dintre noi, pentru că suntem genul ăla de ecosistem aici, că suntem mai degrabă din categoria B. Și asta este păcătos, e greu de depășit. Inclusiv foarte mulți din industria IT vor avea de suferit, din păcate, pentru că sunt convins că primul lucru pe care îl vor face firmele care subcontractează români din București, Cluj, Iași, etc., pentru soft, vor fi primii care vor face outlaying de cine? De subcontractori, de external IT contractors. Îți zic asta că e posibil să fim aici între noi. Doi, e vorba despre professional services. Și mă refer, da? Nu dau nume. Deci professional services, subcontractori, orice, astea vor fi lovite pe termen scurt pentru că vor vrea să-și păstreze lichiditatea. Doi la mână vor profita de păsuirea de la bănci pe care le-o dă statul acum, de, eu știu, 9 luni de zile. După care va urma o perioadă și mai grea pentru că va trebui să te lovească realitatea când va trebui să începi să plătești din nou ce trebuia să plătești. Așa că durerea pe care o simțim acum încă nu-i nimic, încă suntem pe morfină. Durerea va fi amânată peste 9 luni de zile, în cel mai fericit caz.